Citim acum din 1 Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 2 până la versetul 13. Trecuse destulă vreme de când, din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor balii și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel ardere de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți înaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Ber-Car. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen, i-a pus numele Eben-Ezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel, au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor și în tot timpul vieții lui Samuel. Amin. Să ocupăm locurile. Textul acesta și în special versetul numărul 12 este foarte des citit în bisericile noastre atunci când avem un moment special, cum îl avem și noi astăzi, când punem o piatră de aducere aminte, când se întâmplă ceva semnificativ în evoluția istorică, dacă vreți să spunem așa, a comunității, a bisericii. Așa ceva s-a întâmplat în vremea lui Samuel. A fost o trezire spirituală mare, autentică în poporul lui Dumnezeu, o întoarcere a Israelului către Domnul și o mare biruință dată de Dumnezeu lui Israel împotriva filistenilor. O trezire și o biruință trebuiau consemnate printr-un monument, prin ceva care rămâne, printr-o piatră care sfidează timpul, printr-un monument care să spună următoarelor generații despre ceea ce s-a întâmplat. Dacă ne uităm în viața lui Israel, a fost poruncă de la Dumnezeu să se consemneze asemenea momente de fiecare dată printr-un asemenea monument, un altar, o piatră de aducere aminte, cum se numește un asemenea monument, pentru ca piatra care sfidează timpul, care supraviețuiește generațiilor umane, să poată vorbi, să poată spune de evenimentul acela semnificativ. Iată, în viața lui Israel, o asemenea piatră de ajutor, Eben-Ezer, zicând Israelul împreună cu Samuel, până aici Domnul a fost de partea noastră. Consemnăm lucrul acesta prin acest monument, prin această piatră de aducere aminte. Noi ca și comunitate putem să punem astăzi o asemenea piatră de aducere aminte, aducându-ne aminte de unde ne-a scos Domnul și ce a făcut Domnul pentru noi. Cu 2 ani și jumătate în urmă eram pe drumuri, eram mai nimănui, eram singuri, eram cu mâinile goale, disperați,
Nu voiam să mai parcurgem drumul care a produs numai scandaluri și lupte, voiam ceva nou, voiam ceva de la capăt, voiam să nu mai umblăm pe cărările acelea vechi și Dumnezeu a fost bun cu noi. Ne-a deschis o ușă. Știți lucrul ăsta pentru că l-am spus de multe ori în biserică și îl spun oriunde mă duc, pentru că pentru mine personal este unul dintre momentele speciale ale vieții mele, o clipă astrală, dacă vreți, a vieții mele. N-am să uit niciodată joia aia dimineață, după ce ne-am rugat împreună cu Rodica, eram necăjit, eram disperat, nu găseam nicăieri o sală unde să începem biserica, nicăieri. Toate bisericile americane erau ocupate, ale adventiste erau închiriate deja la alții, școlile unde am fost aveau deja sălile de sport și auditoriile închiriate la alții. Nu găseam nicăieri un loc unde să începem o biserică. Și atunci am făcut una dintre rugăciunile ciudate. Și de fapt v-aș îndemna să aveți curaj să faceți asemenea rugăciuni ciudate. Să spuneți Domnului ce aveți pe inimă. Domnul nu este impresionat de floricelele noastre și de... Domnul vrea să spunem exact ce gândim și ce simțim în momentul ăla. Atunci am spus, Doamne, acum am nevoie de o minune. Și acum ai avea ocazia excelentă să faci una. Pentru că numai o minune ne mai poate salva. Ajută-ne, dă-ne o mână de ajutor. Ne-am ridicat de la rugăciune și am pus, ne stăteam pe sofă și ne uitam unul la altul și nu aveam curajul să zicem nimic. Și a sunat telefonul. Telefonul de pe masă. Prima mea reacție a fost, mai pocăiții ăștia nu te lasă să... nici să te rogi. Vreau să vă spun că veneam dintr-o vreme în care telefonul suna zi și noapte. Am plătit overtime pentru că am avut, nu știu, 1500 de minute, nu știu, așa, limită. Am plătit aproape 500 de dolari în lunile alea în plus. Telefonul, așa, a sunat telefonul și mă gândeam iară să mărește bilul. Da, credincios obiceiul meu, am răspuns la telefon și la capătul celălalt al firului era o femeie care zice: ai un pastor la Scău? Sunteți pastor la Scău? Yes. Zice, eu sunt managera unui hotel nou remodelat and I wonder if you need some space for your church business. Ce, mă întreb așa, dacă nu cumva aveți nevoie de ceva spațiu pentru biserica voastră? Doamne, am spus, aveți o sală de 200 de locuri. Oh, și de 400, mi-a zis asta. Wow! Unde sunteți? Și mi-a spus o adresă de pe McDowell, undeva lângă aeroport. Tot balonul meu care s-a umflat în câteva secunde s-a desumflat. Mi-a zis, dar nu aveți ceva mai aproape? Zice, mai aproape de ce? De cine? Și a zis, 101 cu I-17. Zice, oh, I'm sorry, nu avem nimic acolo. Zice, da, wait a minute, I have a friend, zice. I have a friend, she will call you back. În 3 minute m-a sunat telefonul din nou, o altă manageră. Zice, suntem pe Peoria cu I-17. Aveți o sală de 200 și de 400? Am urcat în mașină și am plecat imediat cu Rodica. Am plătit prima duminică și aveam biserica. Pentru restul vieții mele, voi rămâne cu convingerea că m-a sunat Dumnezeu la telefon la 5 minute după ce am cerut să fac o minune. Indiferent ce îmi spune cineva, coincidențe, I don't believe that. Eu cred că Dumnezeu a zis acele menagere, sună-l pe Lascău care are nevoie de, acum, are nevoie de o minune. Și am fost minunea primei noastre biserici. Și apoi minunile au continuat una după alta. La a doua zi ne-am întâlnit vreo 10 frați la breakfast și Doru spune că are nevoie de 12.000 de dolari pentru stația audio. Și am găsit 12.000 pe masă, rapid, toți. Imediat am găsit banii. Și pe urmă știți bine cum s-au găsit bani pentru toate. Și au venit una după alta minunile lui Dumnezeu. Știam că nu putem să stăm la hotelul acela și ne rugam Domnului să ne deschidă ușa undeva.
Ne-a scos Dumnezeu în cale un real estate, un agent care era specializat în a găsi biserici pentru oameni ca noi. Și ne-a găsit clădirea asta. Când am intrat în ea, am știut că asta este biserica noastră. Ne-a ajutat să o închiriem, cu toate că n-aveam credit. Eram începător, de 2 luni cine dă credit la o biserică. Dar Domnul a fost bun. Știți bine minunile Domnului în tot timpul acela. Acum Domnul ne-a dat echipamentul video, să putem transmite la televizor. Domnul a fost bun cu noi. Și apoi a venit minunea acestei biserici. Mă rugam Domnului după ce am văzut atâtea clădiri. Am văzut atâtea biserici de vânzare. Ne-am dat seama că noi suntem prea puțini și prea mici să ne băgăm la o cheltuială mare. Și credeți-mă, cred că este un mare păcat ca o biserică să-și cheltuiască energiile în clădiri. Și mă rugam Domnului să-mi dea o clădire ieftină, care să nu fie o povară pentru noi financiară de-a lungul anilor. Mă rugam să fie suficient de mare să ne putem face tot ce avem nevoie, sau să aibă teren mai mare să ne putem dezvolta în viitor. Și într-o zi, în timp ce căutam pe LoopNet și eu și Marius mi-a spus, uite, este o clădire, și mi-a dat adresa clădirii de acum. Ne-am uitat la ea, suna foarte bine, 500 de mii, 2 acri de pământ, 17.000 de square feet, era minunea Domnului. Nu era în foarte bad location, foarte mare distanță. Dar am aflat vestea foarte tristă că era vândută. Ne-a desumflat din nou, iar am început să căutăm alte clădiri, să ne uităm, că știam că trebuie să începem din timp să ne uităm. Nu puteam să așteptăm să expire contractul la 3 ani cu biserica asta și a doua zi trebuie să plecăm undeva, nu? Și nu avem unde. Mă sună Marius peste vreo câteva săptămâni, zice, frate Petrică, iară este clădirea aceea pe piață. Am venit imediat cu oferta și spre surprinderea noastră, tot ce am cerut de la acest owner ne-a oferit. I-am cerut să ne finanțeze și ne-a finanțat. I-am cerut să ne ierte de morghi 6 luni și ne-a iertat. Nu înțelegeam cum poate fi cineva atât de generos și am înțeles pe urmă de ce. Pentru că spunea Mike, mama mea înainte de a muri, mi-a spus, Mike, o să vină cineva, o biserică să cumpere clădirea asta. Asta trebuie să fie biserică, vinde-o la o biserică, Mike. Și când povestește Mike, de fiecare dată îi curg lacrimile, pentru că zicea, prorocia lui mama s-a împlinit. Dorința lui mama s-a împlinit. A fost zilele astea pe acolo și se minunează împreună cu noi de ceea ce face Domnul și cum pregătește locul ăsta pentru noi. Trebuie să punem o piatră de aducere aminte, să ne aducem aminte de ce a făcut Domnul pentru noi. Dar în viața lui Israel atunci s-au întâmplat 2 lucruri foarte mari. A fost o trezire spirituală și a fost o victorie împotriva dușmanilor. Când mă gândesc și de fapt concluzia predicii mele din această dimineață va fi tocmai asta, o trezire spirituală, în ultima instanță, este o victorie împotriva dușmanului nostru, a satanei. Fiecare dintre noi ne dorim o trezire spirituală, nu-i așa? Pentru că trezirea este revitalizarea Bisericii lui Hristos. Atunci când ne apucă somnul, când ne apucă letargia, plictiseala, obișnuința, rutina. Când ne obișnuim cu Dumnezeu, așa cum zicea fratele Codreanu de la Timișoara, ca și câinele ferarului, nu? La început, când au sărit scânteile, au fugit scăunând de groază. Pe urmă, dormea sub ilău, săreau scânteile și bătea barosul pe ilău și nu se mai speria câinele. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu și atunci când oamenii lui Dumnezeu se obișnuiesc cu Dumnezeu și Dumnezeu devine o banalitate și biserica se plictisește, atunci are nevoie de o trezire spirituală. Atunci intervine Dumnezeu și îți ia chivotul eventual, trimite dușmani împotriva ta, te pune într-un pericol.
Israel a experimentat o trezire spirituală într-o perioadă în care avea cea mai mare nevoie de ea. Era corupție în țară, era un declin spiritual total, era disperare în fața unui dușman care îi asuprea, filistenii. Și atunci Samuel, pe care îl folosește Dumnezeu, profetul Samuel și judecătorul Samuel, nu? Militează pentru o trezire spirituală și cere de la Domnul o trezire spirituală pentru națiunea lui. În ceea ce spune Samuel la versetul 3, vom găsi câteva dintre lucrurile obligatorii pentru o trezire spirituală. În primul rând, trezirea spirituală cere o pocăință sinceră și adevărată. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, trebuie să te întorci, ca să ai o trezire spirituală, trebuie să te întorci la Dumnezeu din toată inima ta. Trebuie să experimentezi o pocăință reală, sinceră, totală. Pocăința nu este numai un sentiment de părere de rău. O, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru situația în care am ajuns, pentru păcatele care le-am făcut. Asta is not enough. Nu este suficient să-ți pară rău. În jurul nostru sunt milioane de oameni care trăiesc păreri de rău. Toți sunt dezamăgiți și necăjiți pentru ceva ce s-a întâmplat rău în viața lor. Dar nu toți se pocăiesc. Foarte puțin se pocăiesc cu adevărat. Înseamnă să recunoști păcatul, să-ți mărturisești păcatele acestea lui Dumnezeu, să te rogi de iertare înaintea lui Dumnezeu și să aibă loc o schimbare radicală a vieții tale, să nu mai umbli pe calea aceea niciodată, să te lași de relele acelea care le-ai făcut. Foarte mulți dintre noi, când e vorba de pocăință, luăm o bucățică din definiția asta și ne pare rău. Și eventual chiar ne rugăm în biserică și manifestăm emoții în părerea noastră de rău, dar ne întoarcem pe urmă înapoi exact la aceleași păcate pe care le-am făcut. De aceea este foarte periculos, este periculoasă practica aceasta pe care una din bisericile noastre, și mărturisesc că și eu am făcut lucrul ăsta de foarte multe ori, chem să vină oamenii la pocăință, să pocăiesc duminică seara, nu? De mama focului, cum zice românul, așa, apoi se duc luni și fumează aceleași țigări, iau aceleași droguri, vorbesc tot la fel de urât, fură, mint și așa mai departe. O săptămână și vin pe urmă, iară duminica următoare și se descarcă într-un emoționalism din ăsta ieftin. Asta nu e pocăință. Asta e un fel de gimnastică din asta emoțională, in and out. Nu? Nu folosește la nimic religia asta. Eu cred că o pocăință adevărată este să-ți identifici păcatele care le ai, să le mărturisești și să te lași de ele, să termini cu ele. Nu se poate continua cu ele. Venim, cântăm, ridicăm mâinile sus, facem religie, nu? Culmea, dimineața ne certăm de numai la adunarea generală, ridicăm mâinile împotriva fraților, seara ridicăm mâinile în fața Domnului. Nu merge chestia asta. Absolut nu funcționează. Nu ajută la nimic. Pocăința trebuie să fie autentică, adevărată și din toată inima. Pocăința fără schimbare, zicea cineva, este ca și cum ai pompa apă printr-o conductă tot timpul, și conducta e spartă. Dai la pompă de numai, nu? Și pompa e spartă. Curge. Trebuie să repari viața, trebuie să repari spărtura aceea din țeava vieții tale. Pocăință înseamnă metanoia, schimbarea modului de a gândi, de a vedea viața în general. Te lași de căile tale cele vechi. Le abandonezi. Asta înseamnă pocăință. Nu poate exista o trezire spirituală fără o asemenea pocăință. Atâta timp cât tot mai justificăm păcatele, le mai explicăm,
ce știu eu, dăm vina pe alții pentru ele, nu? Părinții sunt de vină că nu m-au crescut, cine știe cum, societatea de vină, școala de vină, ispita îi de vină, nu? Toți sunt de vină în afară de mine. Atâta timp cât există mentalitatea asta, nu vom experimenta o pocăință adevărată niciodată. Trezirea apoi cere o consacrare jertfitoare, după pocăință, o consacrare jertfitoare. Nu prea auzim de sacrificii în aceste zile, așa-i? De-aia nici nu auzim nici despre treziri. Pentru că dacă nu există spiritul acesta de sacrificii, de consacrare jertfitoare, nu? Nu auzim nici de trezire. Trebuie renunțat la idoli. Întotdeauna Dumnezeu, când ne cheamă la El și vrem să avem o trezire spirituală, trebuie să renunțăm la idoli. Iată ce spunea Samuel. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Pocăiți-vă din toată inima, dar dovediți pocăința asta adevărată, că scoateți idolii afară. Scoateți idolii afară. O, veți spune, astăzi e ușor, nu? Nu avem idoli. Lumea noastră a terminat cu idolii de multă vreme, trăim în vremuri moderne. Ascultați-mă bine, idolii de astăzi sunt electronici, au electrozi, au microprocesoare, oțel, sticlă și unii cei mai răspândiți sunt făcuți din hârtie și cerneală și au culoarea verde. Ok? Idolii de astăzi sunt foarte diferiți de alalți. Nu mai sunt din piatră și din bronz sau din lemn. Nu? Astăzi sunt un pic mult mai sofisticați. Ce-ar fi să renunțăm la idol? Pentru că chemarea este aceeași. Când auzim cuvântul ăsta, idol, ne gândim la, ce știu eu, ce vreo statuie din aia de pe vremuri, nu? Moloch. Și nu ne mai gândim la idolii aceștia foarte sofisticați care sunt în casele noastre sau uneori în portofelele noastre și ținem și la piept, nu? La pieptul nostru. Gândiți-vă foarte bine la lucrul ăsta. De ce ne legăm inima? Lucrul acela e idolul nostru. Când te pocăiești cu adevărat, poți să renunți la orice. Poți să renunți la idole. Și asta înseamnă sacrificiul, consacrarea jertfitoare la care Dumnezeu ne cheamă. În loc însă să ne debarasăm de idoli, așa, îi schimbăm cu alții noi. Îi schimbăm cu alții noi, care par mai puțin ofensivi. Îi schimbăm cu alții mai noi care nu par așa periculoși ca aia vechi, nu-i așa? A venit cineva la noi acasă și noi fiind amatori de artă și eu și soția, oriunde ne-am dus în lume, în călătoriile care le-am făcut, nu ne-am luat prostioare din astea mici, așa, amintiri, cum ia toată lumea. Noi am pus deoparte 100 sau 200 de dolari și am luat ori un tablou din zona respectivă, din țara respectivă, un mic tablou, ori o mică statuietă din țara aceea să ne aducă aminte arta din acele locuri, iubind arta. E bine, a venit cineva la noi care ne-a făcut o inspecție în toată casa și a hotărât că avem foarte mulți idoli. Și ne-a pus să ne debarasăm de ei. Nu? La un moment dat, chiar i-am luat de pe pereți, domnule, să se simtă omul bine dacă vine la mine, nu? Eu vă sfătuiesc, când mergeți acasă la cineva, nu remobilați casa omului și nu o redecorați. Lăsați-l pe om să-și o decoreze. Fiți politicoși, fiți manierați, bine crescuți. Da? Eu am dimerit peste unul care vedea idol în orice. Acum, părea plauzibil într-un fel că aveam niște papirusuri egiptene, nu? Foarte frumoase, le-am luat din Egipt.
mai semăna, cine știe ce idole erau ăștia pentru fratele nostru. Dar a avut treabă și cu Beethoven, domnule. Aveam o statuie a lui Beethoven, mai nu m-am închinat lui Beethoven în viața mea. Îmi fac cruce când trec pe lângă el. Nu? Da, și ăsta era de vină, domnule. Ce să mai spun de Eminescu? Avea o treabă grozavă cu Eminescu. Până și cu un taur făcut din lemn, nu știu de pe unde l-am cumpărat, un lemn așa mai... din Spania, ia. Și cu ăsta avea treabă. Acum, dacă ăștia ar fi idolii din casa mea, vă spun, foarte repede aș putea scăpa de ei. Foarte rapid. Într-o zi, la canul de garbage, am terminat cu toți idolii. Nu e așa că și dumneavoastră ați putea face o chestie din asta, nu? E simplu. Dar gândiți-vă la idolii aia mai sofisticați un pic. Gândiți-vă la idolii aceia din hârtie și cerneală, de care vorbeam. Gândiți-vă la idolii aceia din electronice, nu? Din tranzistoare. Cu asta mai greu scăpăm, ne debarasăm de ei, nu? Într-un oraș din America a venit un predicator american care a declarat sus și tare, indiscutabil, idolul numărul unu Americii, televizorul, afară cu el. Și a fost așa de convingător în predicile lui că toți frații și-au scos televizoarele afară. Unul mai șmecher a luat un camion, s-a dus pe la fiecare și a adunat televizoarele și l-a băgat la el în garaj. Le-a băgat în garaj. Au scăpat frații de idol. Toată lumea era fericită, o săptămână, două. După care au început pe rând să-l caute pe fratele. Zice, nu poți să-mi dai televizorul înapoi. Și ăsta a repopulat idolii iar, i-a trimis fiecare la casa lui. Dacă asta ar fi așa de simplu, nu? Idolii nu trebuie să-i scoatem din case, ci din inima noastră. Aici ai baiul, ăștia locuiesc în inimile noastre, ăștia iau închinarea noastră, mănâncă timpul care este dedicat lui Dumnezeu. Mănâncă resursele care ar trebui să se bucure Domnul și împărăția lui de ele. Trebuie să renunțăm la idoli, idolul materialismului, nu? A faimei, a popularității, idolul puterii, idolul distracțiilor. Gândiți-vă la idolii ăștia, ce puternici sunt ăștia. Apoi, nu numai că trebuie să renunți la idol, ci trebuie să ne supunem viețile noastre întru totul autorității lui Dumnezeu. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Slujiți-i numai Lui. Lumea noastră ne îndeamnă în fiecare zi, noi mai sus, mai în față, mai mare, mai grozav, nu? Mai mult decât aia la alții. Asta ne îndeamnă lumea, nu-i așa? În contrast, Domnul ne cere supunere, ascultare de El, nu-i așa? Supunându-ne lui Dumnezeu și supunându-ne până la cruce, suntem asemenea Domnului Iisus Hristos. El a fost înălțat de Dumnezeu pentru că s-a supus Tatălui din ceruri până la moarte de cruce. Ascultare de Domnul înseamnă ascultare de cuvânt, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, o trezire cere acțiuni semnificative. Filistenii sunt bătuți și urmăriți. Trebuie să-l înfrângi pe cel rău ca să fie trezirea completă până la capăt. Este aici un verset foarte interesant, versetul 7, care este tulburător și aș vrea să vă gândiți profund la el. Filistenii au aflat că fiul lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Știți că atunci când experimentăm o trezire spirituală, se trezește și satana, se trezește și diavolul, filistenii află că te duci la rugăciune. Filistenii știu că îl cauți pe Domnul. Filistenii știu că ai renunțat la idoli. Filistenii știu că te-ai pocăit cu adevărat. Și năvălesc. Vin din nou să lupte împotriva ta.
Când se trezește Biserica lui Hristos, când se trezește un creștin, se trezește și diavolul împotriva lui. Un semn distinctiv că avem de a face cu o trezire autentică este opoziția din partea diavolului. Dacă trezirea ta este superficială, este de formă, este așa de ochii lumii, o să te lasă satana în pace în continuare, că nu ai tulburat cu nimic liniștea lui. Nu l-ai tulburat cu nimic. Dar dacă trezirea ta este autentică, filistenii vor auzi. Unde s-a adunat poporul la Mizpa? Pentru ce? Pentru rugăciune, pentru jertfă, pentru post. Au vărsat apă înaintea Domnului ca un gest că renunță la cele mai importante lucruri din viața lor de dragul lui Dumnezeu. Au jertfit un miel fără de vină, miel fără cusur, l-au ars complet înaintea Domnului într-o jertfă de bun miros. Au postit și au mărturisit păcatele, au declarat, am păcătuit împotriva Domnului. Atunci filistenii au auzit de această pocăință și au reacționat. Când diavolul va vedea că tu te pocăiești cu adevărat, te lași de lucrurile care ți le-a sădit în viața ta, alungi idolii din viața ta, te îndelănicești cu postul și cu rugăciunea, ai un spirit de jertfă, jertfești numai pentru Domnul mielul, așa, atunci diavolul va reacționa. Ceea ce încununează o trezire este că Dumnezeu îți va da victorie împotriva diavolului în momentele acelea. Va pleca pentru o vreme din viața ta și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Dumnezeu îi scoate pe diavolul afară din viața ta în urma acelei treziri autentice. Pentru că o trezire înseamnă o victorie împotriva diavolului. O alungare a diavolului din teritoriul lui Dumnezeu și extinderea împărăției lui Dumnezeu prin trezirea pe care o ai. Mă rog din toată inima ca la noul local unde ne ducem, Dumnezeu să ne dea o trezire spirituală adevărată, ca biserică. Știm că această trezire va stârni și împotrivirea celui rău. Nu vreau să vă aduc aminte de alte vremuri, deși indiferent ce facem, ele sunt în noi și în viața noastră. Mă rog permanent înaintea lui Dumnezeu să mă ajute să uit, să iert, să iubesc, să trec tot ce a fost. Dar noi am trecut printr-o trezire spirituală. Țineți minte ce s-a întâmplat, nu? După trezirea aceea spirituală, în care peste 100 de tineri au fost umpluți cu Duhul Sfânt și am avut cel mai mare botez, s-a trezit filistenii, s-a trezit diavolul împotriva noastră. Și n-am știut, n-am fost veghetori atunci. Și într-un fel ne-am frânt. A distrus biserica, a distrus unitatea bisericii, a distrus lucrarea lui Dumnezeu pentru o vreme. Domnul ne dă un har special să începem ceva nou și să ne păzim altă dată de asemenea atacuri. Era aproape de neconceput. Cum după o asemenea trezire spirituală, oameni care noi credeam că sunt plini de Duhul Sfânt, erau plini de răutate, erau plini de fiere amare, erau plini de invidie, erau plini de... Nu? Pentru că filistenii întotdeauna când aud că te întorci la Domnul, te aduni la rugăciune, la mițpa, se ridică împotriva poporului lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au spus foarte clar, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, ca Domnul să ne scape de mâna filistenilor. Și îmi place foarte mult să citesc versetul acesta când spune că Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Domnul i-a înfrânt. Tunetele lui Dumnezeu i-a alungat pe filisteni. Israelul s-a ridicat după aia și a luat prada, nu? I-a urmărit și a terminat ceea ce a început Dumnezeu împotriva filistenilor. Pentru că o trezire spirituală, așa cum spuneam, trebuie să fie însoțită de o pocăință autentică,
de un spirit de sacrificiu în care să renunți complet la idol și să te dedici numai pentru Domnul și în al treilea rând trebuie să treci la acțiuni decisive, la acțiuni semnificative în care să lupți ca diavolul să nu mai calce pe teritoriile pe care Dumnezeu ți le-a dat ție în stăpânire. Haideți să încheiem dimineața aceasta cu o rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm pentru o trezire spirituală. O trezire care să fie o victorie împotriva celui rău, o trezire care să facă biserica Domnului să crească și Domnul să fie prezent în lucrarea pe care o facem la noua noastră locație. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Doamne,